Guvernul va aproba un program de sprijin pentru fertilizarea in vitro. Unul din 5 cupluri din România este infertil, arată datele oficiale prezentate de guvern de ministrul familiei Gabriela Firea. Conform știri de Cluj.ro, premierul Nicolae Ciucă spune că intrarea în declin a natalității la finele anului trecut nu a fost stopată nici în 2022. Ministrul familiei Gabriela Firea a declarat că anul trecut în România s-au născut cei mai puțini copii, 180.000, iar anul acesta cu 20% mai puțin până acum, scrie Antena 3. Practic nu înregistrăm o îmbunătățire, ci dimpotrivă o înrăutățire a situației. Sunt cauze multiple pentru care tinerii din România ori amână momentul în care decid să aibă copii, ori de cele mai multe ori situația financiară este cea care îi împiedică să aibă copii, sau dacă au unul renunță să mai aibă 2 sau 3 copii, dar în ultimii ani există o altă mare problemă legată de domeniul sănătății și anume infertilitatea. Unul din 5 cupluri din România este infertil, sunt informații furnizate de specialiști, a declarat Gabriela Firea. Conform acesteia, toate statele europene fac eforturi pentru a încerca să susțină cuplurile căsătorite sau nu, sau femeile care suferă de această afecțiune și sunt în imposibilitatea de a-și plăti aceste tratamente, care sunt destul de costisitoare. Proiectul de astăzi, exact țintit aici, vine și anume cu un sprijin de 15.000 de lei pentru acoperirea întregii proceduri de fertilizare in vitro pentru cuplurile sau femeile singure care vor să apeleze la acest tratament, a adăugat ministrul familiei, conform știri de Cluj.ro.